folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la Puterile Secrete. O seară foarte specială, o seară alături de un prieten drag mie și dumneavoastră. Bună seara, Rizvan. Mă bucur din suflet că ți-ai făcut timp să fii cu noi în această seară. Bună seara, Olga, bună seara, Maria, bună seara tuturor celor care se uită la noi. Pentru mine e o plăcere de fiecare dată să pălăvrăgesc cu tine, pentru că mă simt ca și cum stăm la cafea și vorbim. Păi, asta e adevărul. Chiar asta facem, doar că suntem mai mulți și, cum să spun, suntem toți ochi și urechi la tine. Eu sunt un raliv de felul meu, așa, încât sper să nu plictisesc, dar încerc să dau cât pot eu trucuri și idei ca oamenilor să le fie mai bine, că până la urmă eu ți-am mai zis și eu odată, eu sunt foarte egoist de felul meu la capitolul ăsta. Dacă oamenii nu-s bine, nu o să fiu nici eu bine. Știi, ca oamenii să vină la mine, ei trebuie să fie sănătoși, trebuie să fie iubiți, trebuie să fie prosperi, că altfel nu o să le ardă să vină nici la paranormal, nici la psiholog, nici la nimic. Da? Și atunci interesul meu și cred că și al tuturor colegilor mei e să ajutăm oamenii să fie cât mai bine. Asta e ideea. Este o perioadă frumoasă din an în care începem să uităm așa de problemele pe care le-am avut tot anul, le lăsăm puțin la ușă și ne vedem de aranjatul casei, de familie, de oricât am fi de necăjiți, știi, sărbătorile astea de Crăciun ne schimbă puțin starea. Ei, dincolo de aranjat și toate astea, care sunt lucruri frumoase și tuturor ne place, dacă nu suntem leneși ca mine, de exemplu, dar ideea este că dincolo de toate astea, sărbătorile ar fi bine să fie un reminder, știi, o reamintire pentru a ne descoperi din nou lumina pe care de multe ori o, cumva o ambalăm în griji, o ambalăm în gânduri, o ambalăm în tot felul de apărări și fugi care apar, na, până la urmă se întâmplă tot felul de lucruri în jurul nostru și trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim precauți, iar mecanismele noastre psihice n-au cum să nu acționeze. Și atunci uităm de compasiune, uităm de iubire, uităm să fim darnici, uităm să fim iertători, uităm să fim, știu eu, blânzi unii cu ceilalți și de Crăciun, știi tu, vorba aia, de Crăciun fii mai bun, de Crăciun ne amintim și noi că s-a mai născut cineva pe lumea asta, s-a născut un model, modelul hristic. Și până la urmă, indiferent de ce religie ai, poți să studiezi creștinismul pur și simplu ca filozofie. Și Iisus Hristos este, filozofic vorbind, un model de iubire, un model de lumină, un model de urmat. Și atunci de Crăciun, dincolo de bradul frumos și dincolo de dat cadouri, trebuie să înțelegem că gestul ăsta, de exemplu, al datului de cadouri, este o oglindire al darurilor pe care le-au adus cei trei magi, Fecioarei Maria și lui Iisus Hristos, când au venit să-L viziteze la nașterea Lui, urmând faimoasa stea de pe cer. Și dacă ne-am amintit că atunci când dăm un cadou, suntem ca și cei trei magi care îi fac un cadou lui Iisus, care se regăsește oglindit în fiecare dintre noi, atunci gestul ăla al ofrandei cadoului ar fi mult mai semnificativ, zic eu, și ar avea un impact de schimbare fantastic în mintea noastră. Asta e primul și cel mai important lucru. Deci, dincolo de absolut orice fel de aranjament, dincolo de curățenia de Crăciun, dincolo de kilogramele pe care unii dintre noi le punem că mâncăm corespunzător sărbătorilor, e bine să ne reamintim că sărbătorile sunt un moment de schimbare. Și un moment în care noi înșine, ca o șopârlă, așa, știi, ne dăm la o parte haina aia uscată de griji și de probleme pe care am acumulat-o tot anul și ne revigorăm și ne reîmprospătăm și ne regenerăm într-o nouă ființă în care strălucește lumina. Dacă oamenii conștientizează acest lucru despre Crăciun, atunci cu adevărat e Crăciun. Altfel e pur și simplu o sărbătorire pământească.
Și putem să alegem fiecare dintre noi dacă sărbătorim Crăciunul pământește sau dacă îl sărbătorim celest. Eu unul aleg să-l sărbătoresc celest și sper că și cei care se uită acum la noi să facă aceeași alegere. Pentru că nu e greu, este doar o schimbare de gând în momentul în care dai și în momentul în care primești și în momentul în care ornezi un brad și în momentul în care faci curat înainte de Crăciun, să ai foarte clar intenția că nu-ți cureți doar casa, ci îți cureți mintea, îți cureți sufletul, îți cureți energia, îți cureți emoțiile. Și atunci când vezi că apartamentul tău sau casa ta strălucește de curățenie, să te bucuri nu doar pentru curățenia aia fizică, că nu mai e praf, ci să te bucuri pentru că s-a curățat mult mai mult, s-a curățat energia în jurul tău. Și atunci ăla e Crăciun. Părerea mea. Da. Uite, foarte mulți vorbesc de această înnoire care se întâmplă, nu, când trecem în anul ce urmează, și de aceste obiceiuri de a te despărți de lucrurile pe care le-ai adunat. Și cum spun chinezii, dacă 2 ani de zile n-ai deschis o cutie, dăruiește-o. Înseamnă că n-ai nevoie de ea. Știi? Și care e chestia? Eu, na, știi bine, lucrez din perspectiva asta mai spirituală, că așa sunt eu format. Nimic din ce noi acumulăm nu luăm după noi. Ne place să acumulăm, ne place să avem, de multe ori aveam prea mult. Eu mi-aduc aminte când eram mic și eram în clasa 1, exista, și pot să zic că nu mai există și nu-i reclamă, exista guma Turbo, știi? Care avea premii, niște hârtiuțe cu mașinuțe sau cu fotbaliști, depinde cu ce numereai. Și țin minte când primeam o gumă de-aia Turbo, eram în extaz mistic, pentru că era cea mai bună chestie posibilă pe care puteai să o primești ca băiețel, știi, să ai colecția ta de mașini sau de fotbaliști, și o rupeam în două. Luam jumate din guma aia, o mestecam, mai lăsam jumate pentru altă dată, știi? Astăzi nu mai e așa. Astăzi avem acces la o sumedenie de ciocolate, gume și înghețate și tot ce ne dorește sufletul. Și dincolo de prețurile care sunt cum sunt, avem acces la ele. Și atunci ne-am învățat să avem cât mai mult. Și am intrat într-o societate destul de consumeristă. Să mă ierte telespectatorii, dar o văd și în mine tendința asta. Adică nu e vorba de acuză, e vorba de oglindire. Da, chestie care se oglindește. Și atunci, dacă ne amintim că la momentul inevitabil al trecerii naturale, care se numește moarte și de care ne speriem fără motiv, nu luăm nimic. Dar problema nu e că nu luăm nimic. Problema este că cu cât ne atașăm mai mult de lucrurile pe care noi le acumulăm, cu atât sufletul nostru se duce mai greu dincolo. Asta e problema. De exemplu, la hinduși există tradiția ca după ce un om a murit să o parte din lucrurile lui se dau cadou rudelor, persoanelor dragi, nu știu ce, restul se ard. Să nu rămână nimic în urma persoanei, pentru ca sufletul respectivului să poată să se degaje mult mai ușor și să se poată reîntrupa mult mai ușor. La noi există cultura palatelor, despre ce vorbim acum. Am și eu cunoștințe și prieteni care au garaj cu 18-20 de mașini și întreb, bă, sunteți 3 în familia asta. Cum? Adică, de ce 18? Știi? De ce nu 3? Oamenii au, dacă au posibilitate, până la urmă știi ce? Nu sunt de judecat. Dacă asta se facă cu banii lor, ideea este că cu cât acumulezi mai multe bunuri, cu atât ai mai multe griji. E adevărat. Nu e nici măcar vorba de judecată. E vorba de, ok, ai 18 mașini, ai pus suflet în ele? Că dacă ai pus suflet în ele, după ce mori, sufletul rămâne acolo și spiritul tău nu mai poate să avanseze. Dacă poți să le ai fără să te detașezi, și eu am peste 18 chitare, da? Nu le iau după mine. Dar asta nu înseamnă că, uite, îți dau un exemplu, am un prieten foarte bun, care e unul din mari chitariști ai țării ăsteia și nu stau să-i fac reclamă acum, dar îl știe toată lumea. Și la un moment dat a văzut o chitară de-a mea, vintage, foarte frumoasă, sexy și tot ce trebuie. Și a luat-o în mână și i-au dat lacrimile, pentru că și-a dorit întotdeauna să pun mână pe astfel de chitară. Și am zis, felicitări, a ta. I-am dat-o cadou. Iubesc chitara aia, știu ce este, dar n-am avut nici o fracțiune de secundă
vreun regret sau vreun atașament sau după ce a plecat ăla la el acasă să zic, băgam ea și uite, domne, cum am rămas eu fără chitara asta, domne, ce am făcut eu. Nu! Am avut cea mai mare bucurie și fericire. Da, atunci dacă ai starea asta, poți să ai 200 de mașini, nu 18 mașini. Dar dacă una explodează, dau un exemplu, tu să nu simți acea pierdere ca și cum ai pierdut din sufletul tău. Pentru că chiar pierzi din sufletul tău. Asta este toată filozofia. Și asta e, de fapt, baza, pentru că lumea, ca să înțeleagă, trebuie să studieze hermetismul ăsta, inclusiv cel religios, un pic mai profund. Baza noțiunii de dărnicie, exact aici stă. Să știi că dărnicia nu înseamnă bile albe în cer doar pentru că dai tu ca imbecilul. Poți să nu dai. Dar dărnicia înseamnă să poți să dai fără să suferi că ai dat. Corect. Fără să simți durere că ai rămas fără nu știu ce. Aia e adevărata dărnicie. Și niciodată dărnicia asta adevărată nu o să-ți producă suferințe. Da? Nu o să-ți producă nici măcar acele. Marea majoritate, atunci când dăruiești ceva, o fac pentru că știu că așa e bine, că e creștinește, că e... E, asta este foarte adevărat ce ai spus, să faci acel lucru din suflet, să faci că vine, să nu te intereseze ce face ăla cu obiectul de-a doua zi, că știi, mai există și asta, îți dau, dar vreau să știu să-ți păstrezi lucrurile de la mine, să nu cumva să faci una sau alta cu el, adică îmi condiționezi pe undeva darul. Da. E ca acel exemplu, nu mi-a adus flori de Valentine's Day, deci nu mă iubește, știi? Noi tindem să condiționăm lucrurile în general, pentru că așa suntem formați. Și uite, de exemplu, eu recomand o carte pe care nu pot să o recomand suficient de mult, e o carte pe care eu am citit-o până acum de 5 ori și culmea am reînceput să o citesc a 6-a oară, pentru că fiecare dată descoper, este scrisă de Robert Greene, și se numește The Laws of Human Nature, legile naturii umane. Nu știu dacă e tradusă și în românește, dar cu siguranță se poate găsi. Acest Robert Greene este, după părerea mea, unul din marii înțelepți ai umanității în contemporaneitate, deși a fost acuzat că e un Machiavelli contemporan, mă rog, a fost, să spunem așa, consilierul principal al lui Obama, după care n-a mai lucrat cu președinți, dar omul, deși a scris și niște lucruri, să spunem așa, mai controversate, în legile naturii umane, prezintă cât se poate de clar deceurile reacțiilor noastre, deceurile comportamentelor noastre și le prezintă la un mod extrem de evolutiv și frumos. Adică oricine vrea să citească o carte excepțională de sărbători, Robert Greene, clar, The Laws of Human Nature, este o carte absolut extraordinară. Da. Deci asta e toată povestea, că până la urmă, na, o să ajungem la un moment dat implicit la predicții, feng shui-uri și alte povești. Știi? Deci mă simt, recunosc acum, fără să fiu cumva fals sau modest, mă simt un plus să vin cu predicții la 6TV, știi? Că sunt atâția care vin cu predicții și foarte multe analize pe ani și așa mai departe. Am văzut o grămadă de colegi de-ai mei. Mai vin și eu, moțul de pe tort, să zic predicții. Păi cine n-ai vrea să audă predicții de la Rizvan Rusu? Bine, ce-i drept, sau cam împlinit ce am zis eu până acum la tine. Mai ții minte când ți-am zis că o să pici guvernul și o să schimbe de 3 ori până să alege unul nou? Am primit mesaje până care am fost înjurat la propriu că am zis așa ceva, dar în fericire am avut dreptate. Și șmecheria este simplă, apropo de feng shui-uri. Mie îmi place întotdeauna când vorbesc cu un om pasionat de metafizică chineză să-l întreb dacă înțelege exact ce înseamnă feng shui. Pentru că multă lume are senzația că feng shui înseamnă pune aia acolo, freacă aia de acolo, acolo, schimbă aia acolo, pune apa acolo, pune metal acolo, pune... ok, bun, punem chestii de acolo, acolo, sau dacă îți place versiunea asta mai populară, sunt tot felul de remedii ale diverselor școli, orice îți place, e foarte frumos. Dar ce e de fapt feng shui? Feng shui este o artă, în primul rând, de a te armoniza tu pe tine cu mediul în care trăiești. Aia e toată filozofia feng shui-ului, dincolo de ce pui, ce miști, ce muți. E, această armonizare, această artă și are origine în taoism. N-a apărut feng shui așa moț. Da? Din taoism, din cunoașterea taoistă, a apărut feng shui. Și în momentul în care a apărut, ea a apărut ca o ramură cât se poate de clară a eticii și moralei taoiste. Deci, în primul rând, un practicant feng shui trebuie să fie etic și moral, pentru că așa zice regula taoistă. Feng shui-ul nu are cum să funcționeze
foarte bine la o persoană care nu se armonizează în interiorul exact, ei. Care nu este ea armonizată, sigur că da. Am avut și se întâmplă mereu să am și sunt convins că și colegii mei care lucrează în domeniu au, am clienți de genul, eu vreau să-mi găsesc în anul ăsta un job foarte bine plătit și la care să fiu promovat extrem de repede și nu știu ce. Poți să-mi faci feng shui pe tema asta? Da, se poate, dar ești dispus să trimiți CV-uri, să te duci la ei? A, păi nu, eu vreau doar să stau acasă și să mă sune cineva. Păi stai așa, dacă tu nu ești dispus la în feng shui, definiția nu poate să evite ceea ce se numește trinitate cosmică, cer, om, pământ, tien, tiren. Da? Tu aici pe pământ, în globul numit pământ, ai feng shui. Dar pe lângă asta mai e om, componenta umană. Ce faci tu, ce gândești tu, ce acționezi tu, ce alegi tu, unde te duci, ce miști, ce faci tu cu liberul tău arbitru. Și mai ai componenta cer, care e destinul. Ți-e scris în stele, pe românește acum. Unii oameni nu au scris în stele să ajungă președinți și nu o să ajungă niciodată, orice ar face. Unii oameni au scris în stele să aibă foarte mulți bani și poate să facă nimic și să aibă foarte mulți bani. Dar majoritatea dintre noi nu suntem chiar atât de bifați în stele, știi? Și atunci, componenta umană, componenta de proprie gândire și liber arbitru are un rol extraordinar. Poți să faci tu feng shui pentru prosperitate în casa unuia până nu mai poți. Dacă ăla, la fiecare gând, el atrage negativitatea și atrage sărăcia și e zgârcit și este mucalit și e așa mai departe, nu o să aibă cum să facă prosperitate. N-are cum, orice îi face tu. Pentru că feng shui nu-i magie. Asta, în primul rând, trebuie să se cunoască foarte clar. Pentru că sunt confuzii. Și sunt oameni care au venit la mine și spune, mi-a făcut unul vrăj cu feng shui. Păi te pufnește și râsul. Cum pisici să-ți facă vrăj cu feng shui? Feng shui nu e magie. Feng shui este arta de a te armoniza tu cu mediul în care trăiești sau cu mediul în care lucrezi sau cu mediul în care îți parchezi mașina. Nu știu. Ok? Deci asta e foarte important. Și atunci, dincolo de toate remediile, că vine steaua 5 în centru, că trebuie să pui metal, că trebuie, ok, pune ce pisici vrei tu. Dar dincolo de toate astea, trebuie să pui în tine ceva ca feng shui-ul tău să fie armonios. Da? Dacă nu pui în tine, degeaba. Și am avut, de exemplu, conferința asta de metafizică chineză de țin de 10 ani într-una în fiecare an și anul ăsta am ținut-o 2 zile din diverse motive. Unul din ele e că, într-adevăr, vine 5 în centru, adică s-a resetat loșul. Când se resetează loșul, stelele sunt mult mai reactive. Stelele sunt mult mai volatile decât sunt de obicei. Alt motiv este că începem un sezon nou de primăvară. Tigrul ăsta, el începe primăvara, da? Tigrul e pro-dragon, care sunt lunile de primăvară. Știi că la chinez sunt două moduri de a vedea începutul de an. În mod normal, zodiacal, anul începe cu șobolanul, că așa începe el, dar din punct de vedere al materialului, anul începe cu tigru. Da? Și dacă te uiți, acum 12 ani, când a mai fost un an de tigru, o să vezi că, spre deosebire de alte existențe, acum 12 ani s-au întâmplat niște lucruri. Păi gândește că pe 4 ianuarie, de exemplu, s-a inaugurat cea mai mare clădire posibilă și frumoasă arhitecturală, Burj Khalifa, din Dubai, da? Dar hai să ne uităm și la dezastre. Pe 12 ianuarie în Haiti a căzut Haiti cu tremur de aproape un grad. Da? Pe 14 ianuarie a început războiul civil în Yemen. Da? Pe 27 februarie cu tremur de 9 grade, da? Pe lângă Valparaiso, până Argentina, de-au murit ăia pe capete. Pe urmă tot în 2010, păi pe 10 aprilie a murit ăsta, cine era, prim-ministrul polonez sau președintele, nu mai știu, în accidentul ăla din Smolensk în care s-a dărâmat un avion. Pe urmă în 12 mai iarăși a căzut dita mai avionul în Tripoli, în iulie, la sfârșit, în Islamabad au murit 250 de oameni, în 22 mai în India a picat iarăși avionul, în 4 noiembrie accident aviatic în Cuba. Da? În 25 octombrie a fost cu tremurul de 9 grade din Indonezia. Da? Deci s-au întâmplat în 2010, acum 12 ani, mai mult ca în alți ani, o tonă de cutremure și o tonă de accidente aviatice și a fost anul cu cele mai multe decese ca urmare a accidentelor de mașină. Dar și anul cu cele mai multe construcții frumoase în arhitectură. Da? Că Burj Khalifa ca altceva. Sau a fost anul în care, uite, pe 17 noiembrie în 2010,
A fost cam ultima dată când am auzit informații de la CERN, din Elveția, de la Marele Accelerator de Particule. Pe 17 noiembrie oficial s-a descoperit materia neagră sau antimateria. E descoperită științific. De moment nu prea am mai auzit de CERN foarte mult. Deci ce vedem? Că întotdeauna când vorbim de prezent trebuie să ne uităm în trecut. Așa e istoria făcută. De ce înveți istorie? Ca să înveți ca tembelul o serie de ani? Nu. Ci ca să înveți din lecțiile istoriei. Și întotdeauna în astrologia chineză, așa m-a învățat pe mine maestrul meu, dacă e greșit îmi cer iertare. Dar mie cam iese. Întotdeauna ca să vezi cum e într-un an, te uiți cu 12 ani în urmă. Da? Pentru că istoria, deși nu se repetă motamo, există cicluri. Există cicluri care tind să-și lase cumva amprenta și tind să-și lase cumva energia, stilul, asupra anilor care urmează din 12 în 12 ani. Și dacă văd că 2009 a fost mișto, 2012 a fost mișto, 2011 a fost mișto și 2010, nu știu câte cutremurile și accidente, ok, eu am prea. Da? Asta nu înseamnă că zic că în anul 2022 o să fie nu știu câte cutremure și accidente. Dar există amprenta care poate să tragă după sine apariția unor astfel de fenomene negative. Dar și fenomene pozitive. Da? Că în domeniul construcțiilor, că în domeniul arhitecturii, că în domeniul științei sunt convins că vor exista în 2022 descoperiri absolut deosebite. Înțelegi? Și asta este modul de a vedea global lucrurile. E, tu ca om, ca individ, ești tu în casa ta. Feng Shui-ul ăla te afectează pe tine în casa ta. Dar tu trebuie să fii în armonie și cu țara, și cu lumea, și cu energia anului în sine. Și aici nu te mai ajută Feng Shui, că n-are cum. Aici te ajută alte arte chinezești, aici te ajută Qimen Dunjia, aici te ajută Dalyu Ren, aici te ajută I Ching, aici te ajută Mei Hua, da? Stelele purpurii, te ajută multe alte științe din metafizica chineză pe care poți să le vezi ca un tot unitar, de exemplu. Da? Ei, și ce concluzii extragi din povestea asta? Că în primul rând, dacă vreți un an mai bun, dacă vreți un an mai prosper, mai fericit, dincolo de ce zice rusul sau orice altul pe la predicții, tu trebuie să înțelegi că ai cel puțin 33%, da? Deci din tinitatea asta, liber arbitru și capacitate să-ți faci tu propriul tău destin. Deci, indiferent de ce zic eu sau alții, nu vă lăsați programați de predicțiile noastre, nici dacă sunt bune. Da? Pentru că eu pot să fac o predicție generală, să zic că, ia uite, domnule, pentru Mistreț o să fie un an extraordinar, excepțional, cu, nu știu, bani și fericire, da? Și chiar o să fie. Dar, asta să zic. Da, chiar o să fie. Dar din milioanele și sutele de milioane de mistreți de pe lumea asta, o să fie unii pentru care nu o să fie așa. Și oricum, dacă nu faci nimic, nu o să se întâmple nimic. Exact. Dar ce înseamnă când eu zic că pentru Mistreț o să fie un an așa și pe dincolo? Înseamnă că dacă tu îți folosești potențiile, îți folosești cunoașterea, îți folosești mintea, îți folosești vorba, acțiunile, să faci ceva, vei manifesta acest potențial de bine. Da? Sau zic, da, pentru șobolan nu o să fie cel mai bun an, din păcate. Sau pentru maimuță, nu o să fie cel mai bun an. Dar asta înseamnă că o să fie rău? Nu! Înseamnă că tu poți, prin gândurile, vorbele și acțiunile tale, să faci ceva ca să inhibi potențialul negativ al anului și să manifesti lucruri absolut extraordinare. Păi eu, de exemplu, dacă e instructor de metafizică chineză, eu nu mă consider maestru nici pe departe. Atâta timp cât sunt alții mult mai buni ca mine și sunt lucruri pe care eu încă nu le știu, cum să fiu maestru? E, ca instructor, eu în primul rând am văzut așa, domnule, pot să-mi fac eu viața mai bună? Că uite, acum ță ani a fost nu știu ce an în care pentru cocoșii ca mine trebuia să fie totul de rahat. Și am zis, ok, eu nu vreau să fie totul de rahat. Eu vreau să fie bine. Și atunci, știind că ăsta e marele avantaj al predicției în metafizica chineză, știi dinainte, englezii zic foreseeing, să vezi dinainte. Știind că există acest potențial negativ, m-am pus frumos în fund cu pixul și hârtia și m-am gândit, ok, ce pot să fac eu ca să fie bine? Păi, dacă e problemă cu prosperitate, înseamnă că poate ar trebui să muncesc mai mult.
ia să văd eu mai mulți pacienți pe zi. Ia să nu știu ce, înțelegi? Deci dacă auzi la o zodie că, domne, lucrurile nu arată prea bine, în niciun caz nu te speria. Acționează. Da? Vrei Feng Shui, există o grămadă de consultanți. După, în punctul meu de vedere, toți sunt buni. Da? Știu că unii zic că eu sunt al mai oaia neagră dintre toți și îmi pasă fix cât negru, dar uite că m-am spălat pe mâini și n-am sub unghie. Dar ideea e că, din punctul meu de vedere, toți consultanții sunt buni și din România. Eu am vorbe bune de toți. Știi? Am pe unii care mă porcesc în ultimul hal și pe net și pe la televizor și totuși eu le recomand oameni la cursuri. Pentru că eu știu că la un moment dat, guess what, o să mor. Și când o să mor, pe mine mă interesează ca la judecata aia, îngerașii aia să zică, bă, bravo, treci mai departe, bifat. Nu să rămân pe loc sau prins ca spirit hămesit în vreo pădure părăsită pentru că am bârfit și am făcut ca toți dragi. Da? Ei, și atunci, dragii mei, vreți mai multe, mergeți la un consultant. Citiți cărți, citiți pe internet, sunați-o pe Olga. Sunt o grămadă de metode. Da? Azi o să facem un pic de predicții, că nu pot să mă abțin. Dar na, până la predicție, asta trebuie să până la predicție, spune-ne cum îi tăiem puțin din puterea acelei stele 5 care stă în mijlocul casei și care... Eu nu știu de ce să... ceva grijă anul ăsta în plus. Steaua 5 întotdeauna aduce griji, că așa e ea făcută. Este și urât. No, hai să-ți explic cum e cu povestea asta. Povestea stelei 5, aici sunt foarte dezamăgit că colegii de-ai mei nu cunosc această poveste. Când auzi Steaua dezastrelor, nu poți să zici nimic de bine. Nu e adevărat. Asta e cea mai mare prostie. Sorry. În mitologia chineză și vin cu dovezi, adică vin cu scrieri vechi de mii de ani, nu că am inventat eu asta. Steaua 5 reprezenta și a reprezentat întotdeauna împăratul. Deci Steaua 5 a fost împăratul. Steaua 5 în roșu original unde trebuie să stea? În centru, da? Așa cum o să fie în 2022. De ce? Păi dacă ai fost în China, ai văzut că palatele lor sunt întotdeauna rectangulare. Și în centrul centrului exista tronul imperial și acolo stătea împăratul. El era simbolul stelei 5. Împăratul de fiecare dată când își făcea tura în palat și o făcea pe un traseu foarte bine stabilit, care este exact traseul zborului stelelor prin roșu. În 5, în 6, în 7, în 8, în 9, în 1, în 2, în 3, în 4 și înapoi în 5, în centru. Da? E, din cauza asta, în original, steaua 5, mitologică, atenție, este cea mai puternică stea. Dacă da? Faci o paralelă cu astrologia, înseamnă că ea acum stă în domiciliu. Deci acolo unde trebuie să stea. Exact, ea stă în domiciliu. Ceea ce exact acest lucru trebuie înțeles. Da, e mai puternică. Dar înseamnă că are și mai mare potențial de a aduce lucruri bune. Nimic în lumea asta nu e total rău sau total bun. Există legea polarității care ne spune că o monedă are două fețe. Deci, eu pot nu numai să inhib steaua 5, ci pot să fac ca steaua asta 5 să-mi aducă beneficii. Și știu, voi fi contrazis de colegi de-ai mei, din nou, n-am negru sub unghie, dar nu mă interesează. Eu mă bazez întotdeauna pe o abordare cât se poate de dovedită a lucrurilor. Eu sunt la bază om de știință. Inclusiv în Feng Shui, eu când m-am apucat de Feng Shui, după 13 ani de studiu, luat de urechi de Joe Yap și de alți colegi de-ai mei și maestri, m-am apucat să predau. Și am zis, nu, înainte eu să fac un studiu. Și mi-am luat ultimele 20 de cazuri și am analizat cum le era înainte, cum le era după, i-am intervievat și am văzut că se întâmplă anumite lucruri. Și numai și numai evidence-based, da? Pe bază de dovezi, funcționăm întotdeauna. Nu iei bani oamenilor, că ți-am zis eu că nu știu ce. Da? Și steaua 5 în centru, ce înseamnă? Înseamnă că a revenit unde trebuia să fie. Împăratul a revenit acasă. Dacă împăratul a revenit acasă, înseamnă că în primul rând are toate atribuțiile lui. Are toată puterea lui la dispoziție. Da? Deci este mult mai, să spunem, de temut ca și putere. Împăratului nu-i place să fie deranjat. Dacă el a venit și s-a așezat în palatul lui pe tron, păi lasă-l dracu să stea pe tron, că așa vrea el. Ce înseamnă că nu-i place să fie deranjat? Păi dacă tu te duci în centrul casei și începi să o dai cu bormașina, să spargi pereți, să-ți montezi tu nu știu ce pisici pe acolo, să la la la, ce faci? Îl enervezi pe împărat care vrea și el doar să stea liniștit în centrul casei. Și atunci se declanșează dezastrele. De asta spunem că steaua 5 este o stea dezastrelor și o stea volatilă.
Știi bine, în fiecare an, unde este steaua 5, nu te apuci să renovezi, nu te apuci să dai cu bâta, nu te apuci să dansezi, că nu e bine. Ei, anul ăsta care vine, da, după 4 februarie încolo, chestia asta se întâmplă în centrul casei. Ce înseamnă asta? În primul rând, înainte de inhibare, trebuie să știi cum să te porți cu împăratul. Dacă ar fi să trăim în curtea imperială chineză pe vremea dinastică, trebuie să știm că există o etichetă cu care te porți cu împăratul. Când ajungi la împărat, îi faci o plecăciune, nu știu ce, tralala. La fel există o etichetă prin care te porți într-un mod special cu steaua 5. Adică nu o zgândări, nu o zguduri, nu faci renovări în centrul casei decât pe date foarte bine selectate. Există date în care poți. Nu dai cu bor mașina, nu muți mobile masive. Dar de aici au apărut confuzii. Oameni care nu curăță și nu fac curat unde este steaua 5. Ce dracu stai în jeg un an? N-ai cum. Deci poți să faci curat liniștit unde este steaua 5. Nu e niciun risc să se supere, din potrivă, îi place, pentru că și împăratul trebuia să vină să-i frece pantofii cineva acolo. Da? Deci poți să faci curat, poți să stai acolo unde este steaua 5. Ce nu e bine să faci? Nu renovezi, nu spargi, nu muți. Nu afectezi structura. Nu faci petrecere cu dans, cu muzică tare. Dacă ai acolo mașina de spălat care se bâție, da? Sau aerul condiționat care, de exemplu, poate să fie pornit o bună perioadă din an, da? Vara, de exemplu. Asta nu e bine. Da? Dar în rest, activități comune poți să faci fără niciun fel de problemă. Ei, și totuși te gândești, bă, dar la un moment dat poate dorm acolo. Poate trebuie să-mi petrec timp, că acum pot să evit zona aia. Ce fac? Și aici intervine partea de inhibare a energiei. Ce energie este steaua 5? Păi energie pământ. Cu ce o inhib? O slăbesc cu metal. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vei plasa remedii din metal sau remedii rotunde din metal, că forma rotundă e corespunzătoare metalului. Vei plasa remedii care să se potrivească scenei. Păi dacă la tine în centru casei e un hol gol, nu o să stai să pui dita mai statuia de 5 metri de metal acolo, ca așa zi nu știu cine. Asta e o prostie, trebuie să arate bine. Dacă aici vreau să te întreb, pentru că am auzit acest lucru, chiar s-a discutat aici în emisiune, despre greutatea acestui obiect. Așa. Care este pus în mijlocul casei, te văd că încep să zâmbești. Trebuie să fie foarte greu, trebuie să aibă o greutate de, nu știu, peste 5 kg sau ceva de gen. Dacă ești într-o sală cât la Palatul Poporului, cu siguranță. Într-o casă normală, no. Apartament, ești de metri, 40 de metri, o cameră. Nu. Părerea mea, atenție, nu zic că părerea mea e lege, dar eu știu așa, și e scris în scripturi, odată o să vin când ai tu chef și vin cu scrierile originale alea, acum niște sute mii de ani. Cu cât e mai mare un spațiu, cu atât remediul trebuie să fie mai mare. Okay. Asta e clar. Da? Deci, într-o persoană care stă într-un apartament normal de 3 camere, să spunem așa, da? Steaua 5 ocupă centrul casei. Pentru remedierea ei ca și metal, poți să folosești o statuetă așa. Poți să folosești, nu văd nimic în zonă pe aici. Eu, de exemplu, remediul meu, pușculița, știam un bol așa de... din metal în cupru și acolo ce monede îmi rămân de astea care mi le neslecar după mine, le pun și am ajuns să fiu un bol de ăsta mare plin cu monede. Deci nu e nimic spectaculos. Uh-huh. Dar repet, dacă ai o cameră de 200 de metri pătrați, cu siguranță că o statuietă atât nu e suficient. Uh-huh. Da? Dar întotdeauna remediul trebuie să nu fie redundant. Adică vezi o cămăruță și dita mai chestia, că nu e bine. Da? Poate să fie din potrivă, când pui prea mult remediu, poți să activezi. Da? Prin ciclicitate invers, mă rog. Remediu nu trebuie să fie displaced, știi? Adică nu trebuie să fie în afara ordinarului locului, știi? Casa ta e modernă, totul e perfect și în centru un lampion chinezesc de zici că te duci la curve. Nu se poate așa ceva. Nu, deci trebuie să arate în ton. Am clienți care sunt oameni de afaceri care învârt 10-100 de milioane de dolari în fiecare zi și care au niște birouri de o modernitate ca așa le place lor. Da?
Și eu nu pot să zic, da, Franț, îți fac feng shui, stai așa să vin cu capra cu trei iezi și broasca în fiptă. Odată ce vorbim de armonie, că plecăm de la armonie, trebuie să fie un obiect care să seamă o armonie. Trebuie să adaptezi. Și aici vreau din nou să clarific ceva, că știu că o să fiu acuzat. Sunt eu împotriva remediilor tradiționale? Nu! Nu, dimpotrivă. Repet, ai o colegă acolo care mi-e și mie foarte dragă, Georgia, da? Pe care și știe și ea asta, eu întotdeauna o recomand. E cât se poate de tradiționalistă și are remediile tradiționale la care eu nu mă pricep, nu mă bag pe felie. Și repet, sunt foarte bune atâta timp cât ție îți plac, se potrivesc locului și astea sunt absolut extraordinare. Da? Dar trebuie să înțelegem că există școli și școli, la fel cum există facultatea de psihologie la Universitatea București, la Universitatea Hiperion, la Universitatea Titu Maiorescu, tot psihologie e, dar sunt școli diferite. La fel există... Să te întrebe exact, la punctul ochit, punct lovit. Yeah. Am avut o emisiune în care am vorbit despre acest remediu care se pune în centrul casei, despre acest obiect care trebuie să aibă în jur de 5 kg. Foarte multe întrebări au fost de la prietenii noștri care ne-au spus, dom'le, nu am o statuie atât de grea, dar pot să pun un fier de călcat de la vechi? Și eu n-am ce să le spun. Da, eu mă rog, și casa mea e foarte modernă și nu neapărat aș pune fierul de călcat, dar dacă se potrivește și le place lor prezența acelui fier de călcat, poate să-l pună. Ideea e în felul asta cu greutatea, ideea așa, obiectul trebuie să fie masiv. Da. Și chiar să fie din metal. Da. Dar nu trebuie să fie de o anumită greutate, pentru că nu ai cum să știi dimensiunea spațiului. Și repet, obiectul trebuie să se potrivească, să nu fie pe românește ca nu ca în perete. Știi, da? Deci te-am întrebat că tu ai spus mai devreme să evităm obiectele ascuțite. Ori mașina de călcat are un vârf ascuțit. O evităm ascuțișurile pentru steaua 5 și uităm că forma elementului metal tradițională în metafizica chineză e rotundul. Deci cu cât sunt mai multe chestii curbe, profunde, exact. Da? Uite, am de exemplu un client, da, care are o casă în care eu mă simt foarte horror. Nu-i că e modernă, e din aia, cum se cheamă, minimalistă, în care există nimic, știi? Adică niște chestii foarte minimaliste. Și când am ajuns acolo, am fost pus în dificultatea asta de a, ok, eu ce fac aici, știi? Și apropo de steaua 5, remediu care, și știu că se uită la tine, așa că o să zâmbească, remediu pe care l-am ales pentru dânsul în dorințele lui minimaliste a fost ca în zona cu steaua 5 actuală, în care nu e nimic, da? E doar un perete cu verdeață și nu știu ce, deci iată că nu era bine, am ales să pun ceva ce i-a plăcut și anume pe un suport rotunjit așa, o sferă care, atenție, nu e foarte mare, e să zic la 20 de centimetri maxim diametru, o sferă făcută din pirita. Pirita e un metal, știți, da? Care în mod normal cristalizează cubic, dar aia a fost făcută de niște gigei deștepți, să fie o sferă. Și aia e remediul lui pentru steaua 5, care arată cât se poate de minimalist în acel spațiu minimalist. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Acum, dacă obiectul respectiv nu este de metal, dar are culoare argintie... Nu, trebuie să fie metal. E din metal automat. Tu vorbeai de acea pușculiță care este sau nu este din metal, e rotundă, dar înăuntru... Pușculița mea e un bol rotund făcut din cupru, deci este total metalică și înăuntru sunt monedele care sunt rotunde și care sunt făcute din metal. Uite ce idee, da. Dat, că am și eu un bol de cupru și o să pun tot ce am cam și eu țin. Da, dar există o grămadă de lucruri. Acum, nu trebuie să fie total sferic, da? Să nu fie forme disonante, adică să nu fie forme cu țepi, să nu fie forme care pot crea șarcii, săgeți otrăvite, da? Să fie forme rotunjite. Trebuie să fie la vedere sau poate fi pus și sub o măsuță, de exemplu, să nu fie la vedere? Poate fi ascuns, nu trebuie să fie la vedere. Poate să fie ascuns. Sigur, da, fără probleme.
Deci, astea sunt din întrebările pe care noi le-am primit atunci în urma emisiunii și oamenii sunt interesați de lucrurile astea. Gândește-te, de exemplu, că în metafizica chineză există noțiunea de amuletă, da? Acum, nu o să stai cu amuleta neapărat la vedere, ea poate să fie ascunsă, ea tot acționează. Păi, acum, dacă am gândit că puterea unui remediu stă în faptul că îl vezi, atunci ce putere ar mai avea? Stai un pic. Da, există colegi de-ai noștri care spun lucrez cu simboluri și atunci faptul că îl vezi îți aduce aminte și îți activează ție ceea ce ți-ai... Și nu e fals, este cât se poate de corect ce zic respectivii colegi, pentru că într-adevăr văzând acel remediu îți reactivează ție în minte că e un remediu pentru 5 și cumva îi dai o putere prin energia ta și prin psihicul tău. Dar el tot acționează și dacă nu-l vezi. Sunt locuri și spații în care nu poți să pui anumite remedii. De exemplu, am ca și client un spital privat, care este mamutic, e mare, nu știu cum să-i spun, este huge spitalul respectiv, da? Din București. Bun. Și după o serie de fuziuni și achiziții prin care a trecut respectivul spital, am fost luat pe post de ok, trebuie să ne meargă bine, că suntem în rahat. Gândește-te un picuț, spitalul respectiv, având secții de urgență, de chirurgie, pot să vin eu și să pun acolo chestii care să arate chinezii, având în vedere că ei își vând o imagine cât se poate de tradițională, modernă? Nu pot. Și atunci, cumva, remediile sunt foarte ascunse. De exemplu, în zona spitalului principal, unde există steaua 5, și în fiecare an le fac chestia asta, au un soi de mobilier la care scaunele și băncile pe care stai au fundul și picioarele masive din metal, argintiu sau auriu la un alt etaj. Înțelegi? Deci sunt remedii pur și simplu scaunele respective. Da? Deci trebuie să te adaptezi și trebuie să gândești. Da? Și mai au niște decorațiuni frumoase pe perete făcute din niște cerculețe metalice. Deci nu este o lege. Nu există, trebuie să pui doar aia. Există niște reguli. Să nu fie disonant, să nu fie discordant, să nu creeze șarcii, să fie din metal, să fie pe forme rotunjite și să fie argintiu sau auriu sau alb care sunt culorile. Am înțeles. Perfect. Trebuie să evităm. Trebuie să evităm. În mijlocul casei, da? Cum să nu? Foc în mijlocul casei, total interzis. Și dacă aici ai mine un... ține de lumânărel, că le ținem acolo, de lăpițe, de lumânări. Dacă sunt stinse lumânările, nu e nicio problemă. Dacă le aprinzi, e o mare problemă. Da? Deci nu avem ce căuta cu element foc și cu element pământ. Deci nu avem voie în centrul casei lumânări, nu avem voie șemineu, nu avem voie cristale, pentru că corespunde elementului pământ și steaua 5 tot de pământ și pământul întărește pământul pe relație de frăție. Nu avem voie pietre, nu avem voie obiecte masive din cristal, nu avem voie să ardem lucruri acolo. Dimpotrivă, lumina din zona respectivă trebuie să fie poate un pic mai diminuată, preferabil, nu e obligatoriu, decât în restul casei. Și evident, evităm activările prin mișcare. La fel ca și la Tai Sui, la Marele Duce Jupiter, și steaua 5 este cât se poate de volatilă la mișcare, deci se poate activa prin mișcare. Perfect. Da? Dar în niciun caz nu trebuie să ne speriem. Acum, dacă vrei să ne speriem de ceva feng shuistic, să spunem așa, lasă 5. Gândește-te că ai în sud-vest steaua 2. Da? Păi ce ne facem? Ai în est steaua 3, ai în vest steaua 7, deci ai toată linia asta de est, centru, vest, da? Care creează 3, 5, 7. E o linie negativă. Trebuie să dezactivezi și 3-ul în est. Cum? Cu foc. Deci vezi, în est trebuie să ai foc. Pentru că ca să dezactivezi steaua 3 ai nevoie de culoare roșie, ai nevoie de foc, ai nevoie de lumină puternică. Multă lume mă întreabă, bun, și am intrarea în est, ce fac? Foarte simplu, pui un preș roșu. Da. Uite și că ai vorbit de eternul covoraș, da? Da. Ca să încheiem cu cinciu. În mijlocul casei ne trebuie covorașul verde. Știu că este ce iubești mai mult să te întreb. Dacă vă place un covoraș verde acolo, nu e niciun fel de problemă. Ce culoare să-l punem?
Nu contează. Teoretic să nu fie roșu. Să nu fie foc. Teoretic, verdele e culoarea lemnului, lemnul distruge pământul. Dar, din nou, nu uităm că ne jucăm cu steaua 5, care e foarte periculoasă. Steaua 5 întotdeauna trebuie slăbită. Slăbirea ei se face prin element metal. Dacă folosești elementul lemn pentru a o distruge și nu o distrugi de tot, ai pus-o. Deci dacă tot vrei să o distrugi, o distrugi. Covorașul, eu zic că nu e suficient. Deci dacă vreți să faceți cu covorașul, eu n-am nicio problemă. Atâta timp cât evitați roșul. Am înțeles. Deci roșul să nu fie. Gata. Am trecut mai departe. Am scris aici în est. Aici punem lumânările, da? Steaua 3. Să pui orice ține de foc. Orice ține exact, de roșu, de roz, așa. Portocaliu, de lumânări, de șemineu, de absolut ce vreți voi și este suficient. Steaua 3 este o stea care aduce trei lucruri urâte și anume aduce certuri, scandaluri, neînțelegeri. Asta e prima axă de funcționare a ei. A doua axă aduce înșelătorie, aduce țepe, aduce gelozie și a treia axă a stelei 3 este cea care aduce conflicte la locul de muncă. Și astea trei le dezactivez cu element foc. Sud-vest, steaua 2, deci a îmbolnăvirilor. Sud-vest este steaua 2, care este steaua bolilor deocamdată, pentru că dacă știm noi din 2023-2024, schimbăm perioada, trecem în perioada lui 9. Poate facem odată o emisiune cu Feng Shui în perioada lui 9. Și în perioada lui 9, steaua principală a prosperității, știi bine, va fi steaua 9. Următoarele stele bune vor fi 1 și 2. Deci în 2024 steaua 2 brusc va deveni bună. Știu că e un concept poate mai greu de înțeles pentru un începător, dar și stelele astea nu sunt eterne în funcție. Schimbă și ele ciclic, da? Să nu spui yuan în chineză. Schimbă ciclic funcțiile și devin ba bune, ba rele. Dar deocamdată în 2022 steaua 2 din sud-vest nu e bună. Este steaua bolilor. Și atunci trebuie inactivată, la fel ca și steaua 5, folosind element metal. Pentru că steaua bolilor este o stea de pământ. Și atunci, dacă cumva, mai ales dacă ai dormitorul în sud-vest, da? Dacă nu poți să dormi în altă parte, te asigur că în dormitorul tău există remedii de metal. Că patul are structură metalică, că aduce acolo nu știu ce sferă de pirită, că pui la fel ca și la steaua 5, da? Sunt exact aceleași reguli. Deci, mie nu-mi place ideea asta de hai să complicăm lucrurile ca să sune că suntem inteligenți. Nu. Domnul, steaua 2 de pământ, pune dracu metal. E simplu. Da? A, că putem să le complicăm prin selectare de date, că sunt momente în care dacă pui acel metal, efectul e mult mai puternic. Da, e adevărat. Da? Dar în principiu, oricând le pune, funcționează fără probleme. Okay? Și apropo de linia negativității asta, deci am văzut în centru 5, în estul 3, în vest e 7. Da? Steaua 7, steaua furturilor, steaua hoției, steaua trădării, care ne aduce multe probleme. Da? Și de obicei steaua 7 o inactivez cu apă. Așa e frumos. Sau dacă vreți să mergeți pe școala asta coloristici, mergeți pe culoare albastru sau negru. Dar ideea este că, în principiu, inactivăm cu apă și, din punctul meu de vedere, cea mai bună apă de inactivat steaua 7 e apă statică. Da? Deci dacă ai acvariu, îl pui anul ăsta pe vest. Acvariu poți să-l pui pe vest dacă vrei, deși acvariu s-ar putea să fie un pic dinamic, că se mișcă pește acolo, dar merge fără probleme. Da? Deci orice fel de apă... Vază cu flori. Vază cu flori. Să ai grijă apa să nu fie împuțită. Apa mereu să fie păstrată curată, ventilată, aerisită. Dacă vezi că s-au ofilit acolo florile și apa aia bai steaua ei, te duci și schimbi apa. E foarte simplu, da? Bun. E, problema pe care vreau eu să o semnalez este că lumea nu trebuie să aibă nici pe departe senzația că dacă pun toate aceste remedii sau evită toate aceste acțiuni, lucrurile vor fi automat bune. Dacă era așa, nu mai avea nimeni nicio problemă. Păi normal, acum spui, mi-am pus acest, cum să spun, bol cu apă, am 10 litri de apă, pot să las casa descuiată, că nu mai fură nimeni nimic. Da. Deci asta Feng Shui reprezintă doar maxim 33% din toată povestea. Dincolo de asta, mai avem și ce e scris în stele, mai avem și ce decidem noi și mai sunt și alți factori și, în primul rând, factorul de individualizare. Feng Shui e bine să fie întotdeauna individualizat. Deci nu confundăm niciodată efectul sfaturilor generice pe care eu le dau și mulți colegi de-ai mei le dau și care sunt bune, atenție,
cu efectele unor sfaturi specifice. Pentru că, de exemplu, pentru casa X în care locuiesc X, Y și Z și le luăm datele de naștere și pațâurile în considerare, pot să aleg, de exemplu, să pun în vest, da, remediu de apă pentru steaua 7, dar îl pun la un anumit grad de busolă. Și pentru că gradul ăla pentru persoana aia e ceva semnificativ. Exact. Și atunci, prin particularizare, lucrurile pot fi mult mai bine puse la punct. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să remediați și general. Până și remedierea generală are anumite funcții care sunt foarte bune. Și uite, Georgia, de exemplu, da, care se ocupă cu toate brățărelele alea și remediile pe care eu nu le cunosc, și nici nu vreau să le cunosc, da? La ea puteți să apelați fără probleme pentru a vă da astfel de remedii, care sunt inclusiv pentru activare. Da? Mi-a dat și mie cadou niște chestii de-astea drăguțe pentru activat, știu, steaua 6 a carierei, steaua 8 a banilor, nu știu ce. Dacă vă plac de-astea, sunt colegi de-ai mei care le fac și le fac foarte, foarte bine. Dacă nu, mergeți pe metoda strict tradițională, să spunem așa, și le activați prin elemente. Ok? Deci asta e toată... Vreau frumos, Rizva, ca să încheiem cu casa. Spune-mi ușa anul ăsta. Ce probleme avem cu ușa? Dacă avem casa, să zic, ușa pe sud-est. Ok. Care e problema dacă avem casa, ușa pe sud? Ce trebuie să facem ca să intre energia pozitivă? În sud-est, în primul rând, vine steaua 4, da? Și e foarte important să ținem minte că asta e o stea bună. Deci, faptul că ai ușa în sud-est, nu e nicio problemă. Unde sunt probleme cu ușa? Să n-ai ușa în est, că îți creează casa certurilor dacă ai ușa în est. Și atunci te asiguri că ușa ta să aibă elementul foc, preșul roșu sau ce vreți voi. Obosești! Roșii. Mai mie nu mi-ar plăcea o casă cu ușă roșii. Mai bine pui un preș. Dar dacă simți nevoia, poți să vopsești. Pe urmă, ai ușa în sud-vest, care acolo e problemă, că creează casa bolilor. Da? Și atunci pui metal întotdeauna, te asiguri că la intrare ai niște obiecte metalice, specifice, ce vrei tu. Da? Și mai e problema cu ușa în vest, unde e steaua 7. Și atunci ai o casă care va fi predispusă la furturi, dar și la incendii. Pentru că steaua 7 aduce foarte mult incendii, în special dacă se combină cu 5. Și atunci te asiguri că la ușă o să ai un remediu de apă. Deci asta e toată treaba cu ușa. Da? Dar trebuie să gândim și aici lucrurile mai globale. Că uite, de dacă exemplu, am două uși? Dacă ai două uși, depinde ambele dacă sunt folosite unde sunt. Da? Le remediez pe amândouă. Dar uite, gândește, am steaua 8 în nord-est. Da? Deci teoretic 8 ar fi, în nord-est ar fi foarte bine. Da? Dar în nord-est 1, într-una din bucățile nord-estului, se află unul din Sansha, din cele trei omoruri. Da? În nord-est 3, de exemplu, se află Taisuiu anul ăsta. Și atunci poți să te întrebi, bine frate, e bine că am ușa în nord-est unde e steaua 8? Sau e rău că am ușa în nord-est unde e Taisuiu anului? Cum e? E bine și nu e bine, depinde ce faci. Poți să accentuezi faptul că acolo e steaua 8 și să vii cu mișcare, cu apă, cu fântânică, cu nu știu ce, și să, nu, să primești prosperitatea în casă, dar în același timp trebuie să ai grijă nici să nu-l superi pe marele duce Jupiter, că face urât și atunci să-i manifesti respectul. Da? Deci sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le cunoaștem, dar sunt de particularizat. Știi? Și dacă ar fi să le particularizăm, să știi că cea mai bună poziționare, să spunem așa, pentru ușă anul acesta, dacă vreți prosperitate, rămâne ușa nordică. Deci nordul este cea mai bună poziționare pentru ușă. Acum, dacă nu ai în nord, nu sparge casa să o faci în nord. Aia e. O ai unde o ai. A doua poziție cea mai bună. Da, a doua cea mai bună e în sud. Și a treia cea mai bună e în nord-est, și a patra cea mai bună e în sud-est, și a cincea cea mai bună e în nord-vest. Deci dacă ai ușile în general în direcțiile astea, nu prea ai de ce să-ți faci griji. Am înțeles. Pentru că am trecut aici sud-est, trebuie să facă ceva cu patru ăsta?
Păi patru e o stea bună, de ce naiba ar face ceva cu ea? E steaua iubirii și a academică. Steaua patru e steaua care ți aduce succes în școală, succes în academie, succes în învățare, tratează problemele de memorie, este cea mai bună locație pentru bătrânii care suferă de Alzheimer sau de demență senilă și steaua patru este cea mai bună stea activatoare pentru romantism și iubire. Steaua patru e aia unde știi, aia cu rățuștele, mandarine, nu știu ce, alea se pun unde este steaua patru. De ce să facă ceva? Dimpotrivă, e bine asta. De ce te-am întrebat? Pentru că am auzit și varianta de patru colțuri de care închis, de viață închisă. O fi o prostie. Asta sunt prostii populare, nu sunt, n-au treabă cu feng shui-ul tradițional sau cu metafizica chineză. Dar oamenii sunt liberi să creadă ce vor ei. Am înțeles. Deci am în mare așa, ne-am făcut un pic o idee cam... cum trebuie să poziționăm lucrurile în casă, bine, departe de ceea ce trebuie să facă fiecare, să-și facă o analiză fiecare propria casă, dacă dorește, în funcție de, așa cum ai spus, de cei care locuiesc acolo în casă. Sunt multe până la a fi clar, cum să spun, remediu de care ei au nevoie, remediile de care în primul rând, lumea trebuie să nu se sperie. Lumea trebuie să facă anumite lucruri generale și dacă vor, poate să le și particularizeze. Dar trebuie să înțeleagă că feng shui-ul ăsta nu e mumă, nu e ciumă, este o unealtă. Atât. Te folosești de unealtă, nu devii dependent de unealtă. Marea problemă este când devii dependent de unealtă și îți feng shui-ești în momentul când te duci să faci caca. Și asta e rău. Cunosc astfel de extreme. Da. Mie nu-mi place extremism. Eu sunt o persoană... Asta, știi? În orice. Eu am avut și am cunoștințe care merg și-și cumpără cartofi cu ansa. Adică nu e suficient că îl văd cu ochiul și îl pun mâna să vadă dacă e boală, dacă e stricat sau nu. Afară. Efectele extremismului nostru devin clare în urma psihoterapiei sau în urma decesului când îngerașii o să ne facă foarte conștienți de ce am fost bătuți în cap. Dar, din nou, fiecare are liber arbitru și fiecare om decide cât de mult vrea să-și creeze dependențe și atașamente. Cu cât te agăți de mai multe lucruri, cu atât e mai greu să urci. E ca și cum niște elastice care te trag în jos. Da? Dar, repet, eu nu judec niciodată niciunul din colegii mei și nicio metodă de a lor. Dacă ei doresc să mă judece pe mine sau pe alții, este alegerea lor proprie și personală și karma lor. Corect. Vreau să te întreb, pentru că uitam și exact acum văd o... s-a aprins tableta și era o întrebare cum se activează pagoda celor cinci elemente. Mă rog, nu despre pagodă te voi întreba. Dacă aceste obiecte trebuiesc activate. Dacă vrei să o iei taoist clasic și tradițional, da. Pentru că există anumite ritualizări care se fac de către călugări taoiști sau de către practicanți taoiști, prin care se poate activa, să zicem, latura spirituală a acestor obiecte. Dar aici, repet, ai greșit persoana. Întreabă pe Georgia, întreabă alți colegi de-ai mei care se ocupă cu asta și care sunt foarte buni și care pot să-ți dea mai mult. Te întreb așa, dacă omul respectiv nu ajunge la un expert, nu ajunge la un... maestru, nu ajunge la un om care să-l poată iniția în zona asta, poate să spună o rugăciune și ceea ce dorește el de la lucrul respectiv, eu cred că așa. Din punctul meu de vedere, da. Eu sunt pe principiu, legătura cu Dumnezeu trebuie să fie legătură directă. Da, dar aici nu vreau să vorbesc mai mult, pentru că nu vreau să intrăm în conflicte cu diverse organisme și organizații în România. Dar, repet, legătura principală cu Dumnezeu este legătura ta personală cu Dumnezeu. Da. Am spus la începutul emisiunii că vom vorbi despre ceva trucuri, despre metode prin care să ne aducem un plus de bine. Păi da, asta mă și interesează, că nu stau să prezic pe zodică, sau alții care prezic și o să-ți dau ție, dacă vrei, predicțiile mele făcute pe larg și le publici unde vrei tu. Unde vrei tu. Dar ca trucuri și idei aș vrea totuși să le clasific pe niște feliuțe așa. Pentru că sunt cinci capitole din viață care, după părerea mea, dacă sunt armonioase, omul e bine.
Primul e sănătatea. Că, mai na, important. E, după părerea mea, cea mai importantă. Dacă ești sănătos și te simți bine, lucrurile funcționează bine. Al doilea e prosperitatea. Pentru că oamenii au nevoie de prosperitate sub forma echilibrului prosperității. Acum, sunt și oameni care au nevoie de foarte mult, e alegerea lor și nu e nicio problemă. Al treilea capitol este partea relațională. Și aici nu mă refer doar la iubire și sex, mă refer la relațiile în general, la prietenii, modul în care relaționez cu colegii, modul în care relaționez cu familia, modul în care relaționez cu persoana iubită, amanții, modul în care faci sex, toate cele. Al patrulea capitol este capitolul de carieră și de recunoaștere personală, pentru că dincolo de prosperitate, și am văzut asta în practica psihologică, tu poți să ai miliarde, dar dacă simți că n-ai un scop în viață, dacă simți că n-ai ce să faci, te vei simți gol. Că la un moment dat cumperi chestii, dar te vei plictisi cumpărând chestii, că începi să le iei pe toate și apare timpul ăla cerebral liber și te gândești, bă, dar scopul meu care este? Stai un pic. Hey, omul care are o carieră se simte mai bine. Și al cincelea vector fundamental, din punctul meu de vedere, e evoluția spirituală. Pentru că fiecare om, cu excepția evidentă a ateilor și mai departe, au nevoie de un drum al evoluției spirituale. Ei, și am să vă dau tuturor dragilor câteva idei și trucuri pentru fiecare din acești cinci vectori, dacă e ok. Da? Simple, care nu au necesar de inițieri sau mai știu eu ce, adică pur și simplu, dacă le faceți va fi mai bine, dacă nu, să dea Dumnezeu să fie foarte bine. Da? Dar dacă le faceți, cumva se creează premisele pentru a fi mai bine. Okay? Și într-o emisiune viitoare, dacă vrei, le personalizăm pe zodii, pe toate cele, dar trebuie să avem două, trei ore doar pentru asta. Mie nu-mi place să fac jumătăți de măsură, așa că le dăm pe general. Bun, și hai să vedem cu sănătatea. Care sunt provocările sănătății, să spunem, într-un 2022? Pentru că el vine cu trei provocări. În primul rând, provocările care țin de aparatul locomotor, oase, articulații și cartilagii, în special pentru persoanele care se știu că au anumite probleme la acest capitol. A doua provocare pe sănătate este partea de lucruri care cresc, excrescențe, tumori, chisturi. Și asta o să vedem cu siguranță că vor crește ca număr. Și a treia provocare pe parte de sănătate este partea de uscăciune. Uscăciunea înseamnă tulburările care aduc probleme digestive în general, probleme de absorpție, gastrite, etc. Okay? E, pentru fiecare din acești vectori putem să facem anumite lucruri. Și anume, pentru toți cei care se știu că suferă cu oasele, cu articulațiile sau care au anumite tumori, fie benigne, fie maligne, sau care au probleme gastrice severe, ulcere și mai știu eu ce, este absolut fundamental ca, începând cu data de 4 februarie, să se asigure că în casa lor, în zona în care ei dorm, să nu existe sub nicio formă, pe toată durata anului, element lemn viu. Adică flori, plante, copaci, bambuși, ghivece cu flori, etc. Da? Deci în zona dormitorului să nu existe astfel de lucruri, pentru că ele vor slăbi elementul apă din ființa lor și atunci e posibil ca tulburările lor să se agraveze. Pentru toată lumea în general, chit că suferă sau nu de chestiile astea, ca mecanism de prevenție și le dau un pic metafizic, da? Deci nu sunt, mă rog, foarte material. Ca mecanism de prevenție este extraordinar de bine să se asigure că centrul casei va fi cât se poate de curat. Da? Deci să nu fie sau să nu lase să se acumuleze mizerie, să nu transforme centrul casei într-o zonă de depozitare, să se asigure că centrul casei sau că prin centrul casei ciul, energia, poate să circule fără să fie blocată.
Și un alt truc general, după aia intrăm un pic și în chestii mai avansate, un alt truc general este să se asigure că în zona de sud-vest a casei, indiferent unde este, că e dormitor, că e sufragerie, că e WC-ul, că e ce-o fi, să existe preponderent culorile argintiu-auriu și lipsă totală de roșu, portocaliu și roz. Astea sunt trei elemente fundamentale pe care poate să le facă oamenii pe parte de prevenție pe sănătate. Da? Și întâi o să trec prin toate, să zic așa, mai chinezește, după care o să dau câte o chestie și din partea hermetică pe care eu o iubesc atât de mult. Bun, pe partea de prosperitate. Partea de prosperitate, în primul rând, anul ăsta care vine va ține extrem de mult sau va fi dependentă extrem de mult de propriile decizii și de partea de implicare decizională pe care o manifestă persoanele. Și atunci ei trebuie să se asigure că vor lua deciziile cele mai potrivite la timpul potrivit. Okay? E, și pentru asta un truc, pentru a avea inteligența bine pusă la punct, să zicem așa, sau pentru a se simți foarte bine, este ca în zona de nord-est a casei, în sectorul nord-estic al casei, să își găsească, de exemplu, dacă au un cristal sau pietre semiprețioase care lor le plac foarte mult, da? Și să transforme cristalul respectiv într-un cristal al abundenței și să-l placeze undeva în nord-estul casei, să se asigure că acel cristal este mereu curat, nu numai fizic, ci și energetic, și să trateze cristalul ăla ca pe copilul lor. Poate să fie pus la vedere sau într-un sertar, nu contează, da? Deci, apropo de chestia asta. Dar energia pământului conținută în cristal vine și împinge un picuț steaua 8 să se activeze mai mult decât este de obicei și atunci asta aduce un plus. O altă chestie pe care poate să o facă și care este extraordinar de bine este să profite foarte mult de axa 1-9. Axa 1-9, în loșu original, se numește axa originală a banilor viitori. Steaua 1 și steaua 9, știi, că reprezintă investițiile, banii viitori, banii puși deoparte, economiile, progresul, da? Deci o prosperitate care nu neapărat ține de cash-ul pe care l-am eu acum, ci ține de ce pot să fac pe viitor. Și atunci axa 1-9, adică axa nord-sud, practic, trebuie să fie o axă extrem de curată, să se asigure persoanele că axa nord-sud a casei lor este comunicantă. Deci cumva nordul și sudul să comunice. Că e un hol, că e o ușă, că e o meandrare oareși care prin care nordul poate să comunice cu sudul în mod firesc, asta e fundamental. Adică să nu blocheze circulația energiei între nord și sud. Și dacă cumva există pereți sau blocaje care intervin între nord și sud, să se asigure că nordul și sudul, indiferent de ce sunt, vor fi zone mereu aerisite, în care circulă aerul, circulă ciul, aerul e curat, măcar o oră pe zi să aerisească zonele respective. Sunt zone mereu curate și sunt zone în care oamenii evită sub orice formă certurile și scandalurile. Și un alt truc pentru prosperitate pentru 2022 este să se asigure că în nord-est, acolo unde este steaua 8, să existe neapărat activ elementul apă. Da? Că e vorba de o fântânică de apartament, că e vorba de ce-o fi, să fie elementul apă. Okay? Sunt trucuri simple. Lumea știu că de obicei are o viziune prin care gândește că cu cât un truc e mai complicat, cu atât e mai puternic. Prostii. De multe ori, trucurile cele mai simple sunt cele mai bune. Okay? Bun. Pe partea de relații, deci pe partea de relații de familie, relații de prietenie, relații de iubire. Aici sunt multe lucruri pe care oamenii le pot face, dar sunt două sectoare din casă de care ei trebuie să aibă mare grijă. Unul dintre ele e sud-estul, acolo unde e 4, și care e și steaua romantismului. Da? Deci, în sectorul sud-estic, să facă în așa fel încât zona respectivă să nu fie sub niciun fel de formă activată sau afectată de energia conflictelor. Da?
mai ales că în Est este steaua 3, energia ei poate să se subducă un pic către Sud-Est, nu vă certați pe românește în Sud-Est. Da? Întotdeauna când aveți probleme în relațiile voastre de familie, de iubire, de prietenie, mergeți în Sud-Estul casei dumneavoastră și aprindeți acolo o lumânare de culoare albastră, na, dacă tot vreți așa să fie cu culori și cu asta, e o tradiție taoistă, aprinzi o lumânare albastră și faci o rugăciune astfel încât să te împaci sau să te înțelegi bine persoanele respective. Și un alt sector, în afară de Sud-Est, care ne interesează pentru partea de relații, aici vorbim de o parte, să spunem așa, dar îl vom lua pe global, din sectorul sudic. Da? Sectorul sudic, anul care vine, are în el o parte de energie, să zicem, fraternă, de colaborare, în special pentru cei care au afaceri și vor, știu eu, să fuzioneze, să negocieze și mai departe. Și în sectorul sudic ne asigurăm că întărim cumva energia acolo folosind elementul lemn. Da? Dincolo de activările care se fac, în sud e bine și tradițional taoist, dacă vrei, să plasează bambus. Acum eu personal nu o să-mi pun neapărat bambus, că nu-mi place foarte mult, dar orice lemn viu. Da? Orice fel de lemn viu. Bun, și asta ca sfaturi generale pe parte de relații. Pe parte de carieră, al patrulea vector. Nu cred că sunt prea mulți oameni care nu-și doresc un scop în viață. Sau nu cred că sunt prea mulți oameni care nu-și doresc să evolueze în carieră. Și aici trucurile toate se rezumă la Nord-Vest. Pentru că Nord-Vestul este zona în care vine steaua 6, care, din câte știm, este steaua carierei, steaua evoluției profesionale, steaua fericirii pe care o obținem prin jobul pe care îl facem, etc. etc. Și indiferent că vrei un job nou, că vrei un job în general, că vrei să fii promovat la locul de muncă, că vrei recunoaștere din punct de vedere al carierei, trebuie să te asiguri că Nord-Vestul este întotdeauna un sector pe care îl folosești. Deci Nord-Vestul trebuie folosit. De exemplu, dacă ai de făcut ceva muncă de acasă, mai ales în perioada asta în care se poartă munca de acasă, focusează-te pe sectorul nord-vestic. Da? Va fi mai productiv și va fi mai bine. Dar lucrul pe care poate să-l facă ei din punct de vedere, să zicem așa, taoist, este să folosească acolo întărirea energiei sectorului prin folosirea metalului. Dar metalul se folosește într-un mod specific. Taoiștii recomandă ca în acest sector să ai o serie de monede, în general 6 monede astea chinezești, legate între ele cu o ațișoară roșie și să le ții o formă de amulet. Dar eu știu că nu merg pe amulete. Și atunci zic așa, dacă aveți bani pe care îi țineți în casă sau dacă aveți bijuterii, depozitați-le în anul care vine în sectorul nord-vestic. Da? E un lucru care poate să ajute, dacă vrei, din punct de vedere tradițional. Da? E, și acum venim la ultimul vector și anume partea de evoluție spirituală. Fiecare își vede evoluția spirituală diferit, fiecare știe ce și cât vrea și fiecare știe cât de importantă e partea de spirit pentru ea. Da, în principiu, dacă se uită la tine, cred că au o destul de mare importanță pusă pe evoluția spirituală. Și aici, când vorbim de feng shui, să știi că deși există un feng shui spiritual, nu există remedii pentru spiritualitate. Pentru că spiritualitatea vine din interior. Da? Mulți fac greșeala, știi, să uită în cer și spun, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi. Dumnezeu nu e în cer. E și în cer, dar e și pe pământ. Dar e și în tine. Da? Și sursa numărul 1 sau locul inițial în care trebuie să începi este în interiorul tău. Și atunci, pentru partea de spiritualitate, am să recomand două trucuri care nu țin de feng shui în mod special. Și anume, primul truc se referă la calea regală de evoluție spirituală, care, din punctul meu de vedere, calea asta regală este meditația. Nu lăsați nicio zi să treacă fără să meditați. Nicio zi. Și trucul pe care îl dau eu și care are de-a face, să zicem, cu partea de cimen dungea pentru anul 2022, este să faceți în așa fel încât în anul 2022, dacă aveți de meditat, fie și un pic,
să meditați întotdeauna cu spatele la direcția nord. Meditația cu spatele la direcția nord va fi întotdeauna mult mai fructuoasă, va fi mult mai eficientă și mult mai puternică. Că meditați 2 minute, stați cu spatele la nord. Pentru că la nord, din punct de vedere al cimen, se află ceea ce noi numim Jifu. Jifu înseamnă șeful, da? Dacă vrei, entitatea principală, corpul principal de energie spirituală evolutivă. Iar al doilea truc foarte important, dincolo de meditație, este practica altruismului și a compasiunii. Orice îi face, nu face rău. Orice îi face, ajută-i pe cei din jurul tău. Orice îi face, ajută-ți semenii. Ok? Și pentru asta există un truc taoist. De exemplu, dacă vrei să ajuți pe cineva, să te duci să cumperi o merdenea unui cerșetor. Dau un exemplu stupid. Orice formă de ajutor. Ieși din casă, da? Și când ieși din casă, asigură-te că mergi pe o direcție specifică, și anume direcția nord-est. Da? Deci ieși din casă și stabilește-ți cumva drumul tău, du-te spre nord-est, ia busola în mână și vezi unde e nord-estul și du-te spre nord-est. Și pe direcția nord-est, dacă ți iese în cale, să spunem, cineva care are nevoie de ajutor și poți să-l ajuți, ajută. Se spune că la anul, toți cei pe care îi ajuți orientându-te pe direcția nord-est, ajutorul respectiv ți se întoarce în miit sub formă de bile albe, cum îmi place mie să spun, ca în parlament. Așa. Da? Și astea sunt trucuri chinezești, generale, pe care oricine poate să le aplice și vă promit că dacă le aplicați, vă va fi mai bine. Nu înseamnă că va fi neapărat excelent. Dacă harta voastră e predispusă la acest excelent, cu siguranță va fi excelent. Și dacă vrei, îți spun care sunt zodiile care reacționează cel mai ușor la acest excelent, știi? Pentru că există, să zicem așa, pentru cal, pentru mistreț și pentru capră sau oaie, cum vrei să-i spui, trucurile astea vor fi cele mai eficiente. Ei doar refac și merg. Da? Și un pic mai mult efort trebuie să depună dragonul, trebuie să depună șobolanul și trebuie să depună șarpele. Iar undeva pe la mijloc, cu dus și întors, este maimuța. Că până la urmă, anul de tigru intră în ciocnire directă, în clash direct cu maimuța. Da? Deci fără să intru în predicții zodiacale deocamdată, e pur și simplu cam așa o să funcționeze lucrurile. Și în rest, eu dau un sfat tuturor celor care ne urmăresc. Pe vremea când eram binecuvântat să merg direct la studioul 6 TV, că se putea merge și na, filmam acolo, am filmat o serie lungă de emisiuni în care am o grămadă de trucuri. Ce ar fi dacă lumea ar intra pe canalul 6 TV și s-ar mai uita o dată la toate emisiunile cu mine? Că tot așa frumos eram și atunci, da? Glumesc. Ideea e simplă. Am încercat, cât am făcut acea serie de emisiuni, să sintetizez în fiecare dintre... Acolo, uite, șoptește aici pe frontierele cunoașterii. Exact, frontierele cunoașterii, da? Și acolo găsiți ce? Găsiți trucuri pentru prosperitate, pentru relații, pentru toate cele. Am avut un timp în care am avut vremea să le analizez pe larg. Eu o să-i ajut, asta îți promit că o să-i ajut și o să le postez pe pagini ca emisiuni de actualitate, ca să le găsească imediat, să nu caute în urmă. Le repostez. Și atunci o să le fie la îndemână să le găsească. Cu mult drag, fără niciun fel de probleme. Da? Și cam astea sunt micile surprize. Eu acum aș mai vrea, poate facem o ediție de Crăciun. Păi eu abia aștept. Ai tu ceva. Am eu pregătite, sincer, am în cap o chestie pe care nici măcar nu o zic, să vezi ce rău sunt. Da? Am în cap o chestie pe care să o facem de Crăciun, sau de anul nou, sau de ce vrei tu, prin care pentru fiecare dintre zodii să dau personalizat trucuri pentru acești vectori, astfel încât să știe fiecare dintre ei ce să aplice
ele tot generale sunt până la urmă, dar sunt mult mai puțin generale decât trucurile de azi. Pentru că e clar că trucul pentru calus funcționeze extrem de bine și mult mai bine decât un truc general. Da? Deci dacă vor și telespectatorii să-ți dea feedback, și cu siguranță o să facem fără probleme. O să te mai întreb doar atâta, te-am mai întrebat odată și vreau să încheiem emisiunea optimist, așa, pentru că ăsta este sentimentul pe care îl lași de fiecare dată. Mie îmi place să glumesc, eu am o vorbă, să știi, și e realitate, din păcate, pentru unii. Unul din marile daruri pe care ni le-a lăsat Bunul Dumnezeu e capacitatea de a ne contracta vreo 20 ceva de mușchi ca să scoatem chestia asta. Știi? Se cheamă zâmbet. Zâmbetul neurofiziologic, demonstrat fără urmă de îndoială, are funcții chimice. Când zâmbești, apare mai multă serotonină și mai multă dopamină în creier, te simți mai bine. Oamenii care zâmbesc des și râd des nu au probleme osteoarticulare la bătrânețe și au risc mai scăzut de cancer. Sunt multe beneficii ale zâmbetului, dar nu zâmbetul botoxat în care îl faci tu așa să fii. Care n-ai încotro, stai așa că te-ai umflat. Ăla care vine din întreaga inimă. Și atunci mie îmi place și una din intențiile mele să transmit cât pot zâmbet și fericire și la cursuri eu întotdeauna îmi fac oamenii să râdă. Acum la cursuri nici măcar nu sunt, cum să spun, acum sunt un pic cenzurat între ghilimele de faptul că na, e o emisiune. Dar la cursuri sunt foarte slobod la gură și lumea în general tinde să râdă foarte mult. Pentru că râsul, umorul, e dar divin. Știi că există un înger al umorului și al râsului, care culmea e chiar un serafim. Păi dacă un serafim, dita mai, se ocupă de această funcție, înseamnă că o fi importantă. Noi, importanți. Viața ne dă atât de multe momente de acreală, încât e bine să adăugăm râsul. Păi da. Rizvan, am trecut un an destul de greu. Eu zic un pic mai greu decât anul trecut, pentru că a venit oboseala psihică anului trecut, peste cea de anul ăsta, au venit atâtea peste noi, dar uite că am reușit să le ducem, suntem la final de an. Ce ne așteaptă în mare? În anul tigrului. În anul tigrului românica va fi mai bine. Din punctul meu de vedere va fi mai liniștită, cu două excepții. Politicul, care va fi mult mai fluctuant decât a fost până acum, și o să ziceți, really, se poate. Da. Exact, asta era mai mult decât a fost acum? Da, se poate. Și vor fi destul de multe schimbări și destul de multe conflicte între ei, ca și politicieni, dar cu siguranță suntem o țară ocrotită și vom trece peste ele fără niciun fel de problemă. Iar al doilea capitol la care România va avea un picuț de tras, să spunem așa, deși văd pe la televizor că se spune că primim bani de la UE, că nu știu ce, că bla bla, nu mă pricep, repet, la politică chiar vă rog să nu mă întrebați că nu mă pricep, dar din punct de vedere financiar nu e neapărat bine. Adică vor exista scumpiri masive de prețuri și din păcate puterea economică a românului va fi în scădere. Tocmai de aia e foarte important să acționeze cu toate uneltele din Feng Shui sau din ce știu ei, astfel încât să fie mai bine. În rest, lucrurile vor fi psihic mai bine. Românului crește puterea, românului crește energia, îi crește dorința de a fi independent și liber. Și din pricina asta, românii vor fi fericiți. Dar până când nu vor avea curajul să facă în așa fel încât să-și exprime în țara lor voința lor, mare lucru nu o să se întâmple. Iar la nivel global, să spunem așa, în afară de micile apropouri pe care le-am dat acum vreo două ore la începutul emisiunii, nu se întâmplă lucruri deosebite. Nu apare nici al treilea război mondial, nu explodează pământul, nu vine, m-a mai întrebat cineva dacă ne lovește asteroidul, că au făcut americanii nu știu ce teste, nu ne lovește nici asteroidul, dar va fi un an în care clima se va dezlănțui,
inclusiv la noi în țară și ca de obicei vom fi prinși nepregătiți, nu știu de ce pisici mereu suntem prinși nepregătiți, dar la fel de nepregătiți vom fi prinși și în continuare. Sorile în ianuarie, februarie, suntem pregătiți. O să fie inundații și tot felul, din păcate, dar avem sprijinul elementului lemn anual care le face, le ține un pic sub control. Vorbeau de acest excedent de pământ vis-a-vis de țara noastră, care ar veni cu un potențial major de cutremure. Există un potențial major de cutremure la nivel global, așa cum v-am dat apropo și la începutul emisiunii. Cutremure, accidente aviatice, potențialul este mare. Dar asta nu înseamnă că o să se întâmple și nici dacă ar fi, nu le-aș prezice la televizor sub nicio formă. E bine apărat să fie în România. Deci, asta nu e obligatoriu să fie în România. Cum să spun, excedentul de pământ nu e numai pentru noi, este pentru tot globul. Este pentru tot globul pământesc și mișcările astea sunt... Mai de unde să știi exact unde o să fie. Știi cum e? Metafizica chineză, lucrurile le luăm foarte vizual. Gândește-te lemnul, da? Un copac care crește în pământ și își împinge rădăcinile, mișcă pământul, îl dă la o parte ca să poată să se împământeze, da? Gândește-te că e un an în care exact asta e imaginea, știi? Un copac care se înrădăcinează într-o masă de pământ. Evident că lucrurile se mișcă. N-ai ce să-i faci. E natura lucrurilor. Gândiți-vă la câte cutremure au fost în 2010, în ultimul an de tigru. Și nu cutremure mici. Repet, uitați-vă la Haiti. Haiti a căzut, știi bine, a fost distrus în totalitate. După ce că erau vai steaua lor cu toate problemele lor politice și economice. Da. Deci, cu încredere, o să trecem ușor și peste... Nu, eu zic că va fi mai bine. Da. Uite, eu vreau să vorbesc puțin, deși tu nu ești cel care îmi spune să vorbesc despre cărțile tale. Niciodată. Cred că ar fi un plus pentru prietenii noștri să citească, printre alte cărți pe care le cumpără din zona asta de spiritualitate, din chiar și din zona de Feng Shui, da? Pentru că ai și așa ceva... Să citească metafizică, să citească tot ceea ce își doresc, să afle cât mai multe. Eu recomand cu dragoste cărțile tale. Se rup mâna. Eu le-am scris în suflet, limbajul este exact ca acum. Eu nu sunt un tip foarte academic. Eu am aici doar o parte, dar să știți, cum vorbeam înainte de emisiune cu Rizvan și cu Maria, i-am zis, mama, cred că e jumătate de raft de bibliotecă și ce, nu cred că e tot raftul. Ziceam. Așa, uite, le-am aici mai sunt, da. Sunt în apariție și aici îi mulțumesc, n-am cum, editurii Trinity cu care colaborez de ani de zile și o să colaborez până mor, pentru că scoate niște cărți foarte frumoase și îmi place foarte enorm și am ce foarte se știe cine de acolo. Da, hârtia de o calitate bună. Ele sunt foarte îngrijite, foarte frumoase. Sunt cum îmi place mie să fie, adică eu am fost pe principiu, dacă eu citesc ce îmi place să citesc, știi? Să nu se rupă foie, tâcă. Dar dincolo de asta, important e să nu uitați, niciun fulg de nea nu pică unde nu trebuie. Dacă vă iese vreo carte în cale și vreți să o citiți, citiți-o, dacă nu, nu e nicio crimă. Da? Sunt cărți mult mai bune în lumea asta decât cărțile mele. Și nu uitați de recomandarea mea de Robert Greene, The Laws of Human Nature, care e o carte excepțională. Mai trebuie să trăiesc vreo 30 de ani ca să pot să scriu așa ceva frumos. Yeah. Mă uitam zilele trecute și mă gândeam la cei care își tatuează pe ei tot felul de simboluri și parte din ei nici nu știu ce și-au tatuat. Și îți spun asta pentru că eram exact cu cartea ta, cu simbolul și mă gândeam, zic, uite, am plecat de la ideea, cum să spun cinstitare, Maria, niște prieteni care sunt tatuați cu tot felul de simboluri și am zis, mami, hai să le faci tu un cadou. Să știe ce... Aia, simboluri ca simboluri, ți-ai vezi pe aia care își tatuează tot felul de înjurături în chineză și habar n-au ce și-au tatuat, aia e cel mai haios. Nu, ei zic că și-au tatuat mantre, că am mai auzit și asta. Nu le iei după tine, corpul putrezește. Mantra care rămâne în structurile tale cele mai profunde energetice, aia o iei după tine.
practica mantrelor e... Uite, culmea, n-am făcut niciodată o emisiune despre mantre, trebuie să facem. Da, e foarte interesant. Mm-hmm. Da. De multe ori își cumpără obiecte care au inscripționate tot felul de mantre, nici nu știi pentru ce sunt, dar tu o ții acolo la loc de cinste. Bine, probabil, mergând așa pe o bun simț, cu siguranță... Ele n-au ce să facă rău. Nu pot să facă rău. Dar ar fi bine să știi și despre ce e vorba. Adică eu personal n-aș purta ceva dacă nu știu ce reprezintă, ce înseamnă. Niciodată n-aș face asta, da. Da, îți mulțumesc tare mult, Riza. Eu vă mulțumesc, pentru mine e o plăcere mereu și nu știu cum trece timpul așa de repede și evident că am senzația că n-am spus nici 1,3% din ce aveam de spus. Dacă vrei, nu stăm. Să creăm expectanță, dacă telespectatorii noștri dragi mai doresc, cu siguranță o să ne vedem și de Crăciun și aștept cu mare drag să fie situația de așa natură încât să ne putem vedea periodic și să pot și eu să vin în mediul ăla pe care eu îl iubesc așa de mult, în care te afli tu acum, știi? Dar deocamdată online, asta e viața, ne descurcăm cu ce avem și este mai bine decât deloc. Și eu la final întotdeauna, știi că am această mică obsesie, dincolo de mulțumirile pe care le am față de tine și telespectatori, vreau să dedic meritele și zâmbetele și orice energie frumoasă pe care noi am generat-o în timpul ăsta pentru binele suprem al țării și al tuturor ființelor din lumea asta, nu doar din țară, care au nevoie de lumină. Pentru că de fiecare dată când facem ceva din suflet și din inimă și încercăm să ajutăm oamenii, e bine să dedicăm meritele astea, știi? Să profite cumva, între ghilimele, de lumina generată toată lumea care are nevoie. Asta e o practică budistă pe care eu o pun în aplicare atât cât pot și recomand tuturor să țină minte. Orice dedicați binelui celorlalți vine înapoi în mit. Așa că puneți în aplicare. Ce frumos! Rizvan, cursuri, evenimente. Sunt destule. Pe site găsește lumea, dacă vrei așa o recomandare. Cea mai importantă din an e meditația de sfârșit de an. E singurul eveniment în care cursanții mei nu trebuie să învețe nimica, trebuie să stea niște ore și să râdă cu mine. Și e singurul eveniment în care eu fac ce știu, astfel încât participanților la anul să le fie mai bine și ca sănătate și ca prosperitate și ca amor și ca de toate. Că, așa cum ziceam și la început, dacă lor nu e bine, nu le e bine, nu e bine nici mie. Deci e în interesul meu. Și la meditația de sfârșit de an, dincolo de o meditație frumoasă, oamenii au ocazia să facă o rememorare a anului într-un mod special, să învețe niște vectori speciale de aplicare, astfel încât norocul să vină automat, fără să facă ei prea multe lucruri și să se bucure de ceea ce o să fac eu. Și asta e pe la sfârșit de decembrie, meditația, și e chiar specială și o ediție aniversară, pentru că se fac 10 ani de când fac această meditație de sfârșit de an, asta e al 10-lea an. Și atunci am zis să o fac mai cu moț, că de odată faci 10 ani. Da. Restul programului pe site, pe rizvanuladrusu.ro, cu siguranță lumea poate să-l găsească, să-l citească. L-am făcut roz acum site-ul, sunt foarte încântat de acest lucru, așa încât lumea poate să profite. Da. Mulțumesc tare, tare mult, uite, pentru că spuneai de persoane care sunt născute să facă bani. Așa sunt și persoane născute să aducă bine și să fie iubite. Cu toții suntem născuți să fim iubiți. Eu vorbeam despre tine acum, în mod special. Sărut-mă! Iubesc foarte mulți oameni, Rizvan. Dar tu știi asta. Ești un om iubit. Probabil că este, nu probabil, sigur, ți se întoarce ceea ce emiți. Eu întotdeauna îmi doresc asta. Sincer, sunt atât de sigur pe ceea ce emit, încât n-am nicio problemă să-mi doresc chestia asta. Știi? Mă întreb dacă toți oamenii au această abilitate. Să-și poată dori să li se întoarcă ceea ce emit. Știi? Eu îmi doresc să trăim într-o lume... Păi tocmai.
Eu îmi doresc să trăiesc într-o lume în care toată lumea, fără probleme, să n-aibă niciun fel de jenă să zică chestia asta. Și eu îmi doresc asta. Ar fi o lume bună. Mulțumesc tare, tare mult. Eu mulțumesc și doresc tuturor telespectatorilor să aibă parte de prosperitate, de sănătate, de iubire, de prosperitate spirituală și de absolut orice daruri divine consideră Dumnezeu că sunt menite lor, nu numai la anul, ci în fiecare an, tot mai mult. Și zâmbet. Și ție și îți doresc tot ce e mai bun în lumea asta. Te iubesc. Și eu. Și abia aștept să ne reîntâlnim. Cu mult drag. Ne vedem la Crăciun și cu toții așa și cu mulți telespectatori și vedem ce vrăji învățăm să facă. Da. Mulțumesc tare mult, mulțumesc și dumneavoastră. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. O seară minunată. La revedere. Și vă iubesc. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic. Fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu, de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.